Stimați prieteni, unul din subiectele care foarte des este abordat la orice întrevedere electorală, ține de drumuri. Dacă eu nu întâmplător m-am oprit aici, suntem între Otaci și Călărășauca, un drum care a fost construit în acest an. A fost construit cu puterile Consiliului Regional și cu susținerea Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Practic este o inițiativă care eu am lansat-o anul trecut. Astfel de drumuri anul trecut au fost construite în mare majoritate a localităților Republicii Moldova. Eu vreau să vă spun că această inițiativă Drumuri Bune pentru Toți, la sigur noi vom continua după alegeri. După alegeri vom merge cu Drumuri Bune pentru Toți, pentru fiecare localitate și ne propunem ca să majorăm aceste defalcări. Dacă în anul 2020 în fiecare sat a fost dat câte un milion de lei, sarcina noastră este ca în acest an în fiecare sat să fie de la 4-5 milioane de lei în sus pentru infrastructura drumurilor interne. Și nu să înțelegeți, când se construiesc astfel de drumuri, și cetățenii Republicii Moldova și potențialii turiști vor avea acces la locurile pitorești din Republica Moldova. Așa că construim drumuri în continuare în Republica Moldova pentru cetățenii noștri.